Firenze. Salutare, sunt Claudiu Siman de la Mobilissimo, iar acesta este Huawei Geo 8, un model lansat în același timp cu modelul Mate 10. De câte se poate observa, avem parte de un panou frontal cu margini foarte subțiri, dar și de o carcasă metalică pe partea din spate. Primim o cameră foto de 13 megapixeli cu blitz dual LED, un scanner de amprente, lens pentru antenele de conectivitate, butoane de volum și power pe partea din dreapta. Pe partea din stânga avem sertarul pentru cartelele SIM, iar la bază difuzoarele și portul micro USB 2.0. Ca design, acest model se aseamănă foarte mult cu Mate 10, device pe care îl avem chiar aici. Iată-le. Ca și dimensiunea, aceste modele sunt destul de similare, cu toate că G8 pare a fi un pic mai gros. Alte tehnologii integrate pe G8 sunt reprezentate de către procesorul octa-core, de bateria de 3000 de mAh și de cei 3 GB memorie RAM. Avem parte și de un display Full HD de 5.55. La fel ca și Mate 10, telefonul dispune de o sticlă curbată 2.5D. Cam acesta ar fi Huawei G8 de aici din Berlin pentru Mobilissimo, Claudiu Sima.